Tu, Pia, unde acum ești? Eu sunt la București, Oleg, și tu ești la Berlin. Salutare, suntem în direct în grupul Microfonul Liber cu proiectul pe care îl știți de mult, probabil, și sper că v-ați obișnuit, Microfonul Liber, pe care îl avea cândva Asociația Hyde Park în Parcul Central, în grădina publică din Chișinău. Dar de când ne-am internetizat, de când ne-am împrăștiat în toată lumea, iată, suntem doar în mediul virtual, pe internet. Oleg Adrian propune să discutăm azi despre cele 700 de zile de război, aproape 2 ani, iată, o lună a mai rămas să împlinesc 2 ani de când Rusia a invadat cu toată armata vecina sa, Ucraina. Unii spun că războiul ar fi început încă în 2014, după Euromaidan, când au fost ocupată Crimeea, peninsula Crimeea, și s-a încercat ocuparea regiunilor Donetsk și Lugansk. Și acum, de fapt, e faza acută și invazia full scale, când s-a încercat ocuparea întregii Ucraine, inclusiv a capitalei Kiev, inclusiv a orașului Odessa, poate chiar și a Republicii Moldova, dacă ar fi reușit Federația Rusă planul pe care și l-a propus atunci, în 24 februarie 2022. Probabil și patria noastră, Oleg, Republica Moldova, ar fi fost o gubernie, o marionetă rusească, așa cum e Belarus acum sau cum sunt în regiunea Donetsk. Dar iată, armata ucraineană a rezistat și datorăm, să zic așa, libertatea Republicii Moldova și calitatea de țară candidată la Uniunea Europeană, exclusiv armatei ucrainene. Deocamdată e pace în Republica Moldova cel puțin, dar Ucraina e distrusă de război. Tu în ce fel, cum vrei, Oleg, să abordezi tema asta? Da, Dacă vrea vreau să. cineva să adere cu noi la discuție, să-mi scrie mie pe Messenger și eu pot să vă adaug că suntem într-un chat de Messenger cu Oleg Adrian. Da, vă salut toată lumea. Mă bucur foarte mult că totuși am reușit să prelungim mai departe discuțiile noastre din motivul că avem probleme tehnice cu Skype. Nu știu de ce până acum o am. Și din motivul acesta deja noi am încercat prin Messenger Call. Vreau să încep cu noutăți de astăzi care sunt noi. Deci este confirmat deja că în Rusia, nu știu cum în limba română se numește, când, căroci 8.000 de ucraineni sunt în Rusia, în pușcărie, care trebuie să și schimbați cu Sunt plenari sau prizonieri, cum. sunt prizonieri aceia, prizonieri de război. Prizonieri de război, da. Și astăzi au fost în toate părțile din Ucraina meeting din partea rudilor acestuia persoane, da? Că rudii cereau ca Ucraina, adică președintele să aibă grijă de prizonieri de acestea și să întoarcă înapoi în țară, fiindcă sunt unii care deloc nu se știe unde sunt, unii sunt care pierduți total, fără nicio informare oarecare unde ar putea să știe, dacă când este, dar îi spun că zi, dar nu se știe unde se află. Și rudii se jelui că adică chembarea acești oameni, prizonieri, e cam greu merge. Și au fost nu de mult, pe 24 ianuarie, problema cu un avion care trebuie să schimbă prizonieri de la Ucraina cu rușii și a fost accident care eu așa presupun că până acum nu prea să înțeleg ce s-a întâmplat, dar este așa oarecare dubii că asta a fost tirat din partea Rusiei, dar nu se știe precis. Până acum eu am încercat să caut concretă informația, nu am găsit. Oleg, se Asta pare că avionul acela era un avion de transport și aducea tot felul de tehnică de luptă din Iran sau din țări aliate Rusiei.
și a fost doborât și Rusia atât de tare s-a supărat încât a pretins că în acel avion erau prizonieri de război, dar se spune că la morga din localitate Belgorod sau unde a căzut avionul acela, doborât probabil de o rachetă ucraineană, n-au fost aduse decât 5 cadavre, deci membrii echipajului. N-a fost niciun cadavru de prizonieri de război, e o gogoriță, e o poveste inventată de Federația Rusă, care e foarte supărată că acel avion prețios pentru război a fost doborât. Dar, datorită la acestea problemă, este posibilitatea că a să și cam greu de convorbit mai departe de a schimba prizonierii acestea, să prelungească așa un fel de schimbare. Adică, nu știu, așa o foarte dubioasă istorie, care nici la ruși, nici la ucraini n-ar trebui nevigodna, cum se spune în limba română, nici nu știu cum spun. Nu le-i Vite? convenabilă situația, dar eu nu cred. Eu În nu mod înțeleg din sigur, gustul. o să aibă nevoie de schimb de prizonieri, pentru că ucrainenii au foarte mulți ofițeri ruși arestați și s-ar putea să aibă mare nevoie să vrea să schimbe, cum s-a întâmplat atunci cu Medvedciuc sau nu știu care. L-au schimbat cu 300 de prizonieri sau ceva de felul ăsta. Atât de prețios era pentru Putin. Da, și avem noi în Uniunea Europeană, da, corect, eu spun Eurosoius, nu știu cum corect să spun în limba Da, Uniunea română. Europeană. Ia, mai ne... Da. Și, deci, avem o singură țară foarte, care e foarte mult cu rușii, asta e Vengria, Ungaria. Da, au mai apărut acum și Slovenia după alegeri, au un președinte pro-rus. În schimb, Polonia nu mai este simpatizantă a Rusiei după ce s-a schimbat și acolo puterea, că nu știu de ce naționaliștii polonezi jucau în strună Rusiei, blocau grânele ucrainene, blocau Ești în tirurile cu alte acolo. mărfuri să treacă granița. Și asta îi convenea mai degrabă Federației Ruse. Acum a venit coaliția cu Donald Tusk în frunte, președintele a rămas tot conservator, dar guvernul polonez e minunat, e simpatic. Deci, astăzi în Ujgorod, așa se numește orașul acestuia, este diplomat din partea Ungariei. O venit acolo să întâlnească cu diplomatul de la Ucraina și eu așa am înțeles ca să și convorbirea despre, nu știu cum, în limba rusă se numește, despre orașele care stau pe lângă aproape de la Ungaria și ei persist cumva așa că asta e a lor ceva, așa am înțeles eu de la tema asta, din noutatea acestea și ei vor să înțeleagă cumva ca să rezolvă întrebarea asta, Ungaria să nu-i blochează mai departe ajutor din partea Uniunii Europeane. Dar Uniunea Europeană a zis la Ungaria că dacă ei a să începe mai departe juca pe mâna Rusiei, ei a blochează, spune niște, așa am înțeles, a se blochează lor marfa care trebuie să vie în Ungaria. Și Ungaria a zis că asta e un fel de manipulare din partea și apăsarea psihologică pe cum se numește mai în limba română asta, pe conducerea de stat pentru a lua libere pentru a lua libere, cum se numește asta, deciziile a statului. Adică așa Ungaria cam au persistat că e o leacă discriminată din partea Uniunii Europeane. Dar chiar cu adevărat eu socot că ceva Ungaria încurcă. Ea nu știe cu cine mai mult să joacă, cu rușii sau cu Uniunea Europeană. Eu socot că dacă ca și Marea Britanie, ca când nu au vrut să fie în Uniunea Europeană, ei au luat și au ieșit din trânsa.
Așa și ar fi bine să fac și Ungaria, că dacă cu ceva nu este plăcut ceea ce face Uniunea Europeană, corect, coleg sau nu? De acord, da, populistul Orban joacă la două capete, acceptă și negociază miliarde de la Uniunea Europeană pentru a-și rezolva problemele economice, dar flirtează și cochetează și cu dictatorul Putin. A fost să se întâlnească cu el chiar în China, hât la capătul lumii. Și s-au afișat cum își dau mâinile un lider european cu un tiran. Dar se pare că i-au găsit leac, ac de cojoc, și s-ar putea Ungaria să fie lipsită de dreptul de vot și de fonduri de miliardele europene dacă mai face astfel de spectacole. Iacă, S-ar iacă, putea există de și... grabă, pe 1 februarie, se pare, e un summit, să se voteze în pofida Ungariei. De asta și am vorbit, că iacă, despre asta și-au zis Ungaria, că asta e manipularea și apăsarea psihologică, discriminarea și a lua drepturile și libertate la exprimarea liberă, adică și deciziile libere a statului. Așa că am prelung o zis Ungaria și predeștept s-au făcut. Da, și încă o noutate că astăzi, asta-i deamul așa, o noutate, cum se zice, de servici. Astăzi președintele a Georgiei a refuzat și a zis că de mâine el își ia mandatul de președinte și își lasă la altuia care vrea să participe ca președintele țării, posibil că va fi alegeri, dar deja nasă și el. A luat mandatul lui ca de președinte. Ai înțeles? Da, ne întreabă Constantin Bobu dacă ne auzim bine. Eu am verificat pe telefon și se aude bine. Nu știu ce probleme are el. Trebuie să bage căștile în priză. Da, și ai auzit de ceea ce am zis eu, că președintele Georgiei aș lua mandat de președinte și ori fiind acum președinte, el deja nu mai vrea să fie. Cum spune asta în Păi, limba română corect? să-și dea demisia, dar cine? Parcă e o femeie, nu femeie aceea. Cu Da, studii în eu Franța, nu știu, știu că vorbește franțuzește bine. nu prea am înțeles eu nebunia asta, dar nici nu mă interesează. Pur și simplu, o intrat în noutăți și am informat că de mâine a să și eu la dânsă e asta. La Rusia acum alegeri de președinte. În martie o să fie. Ieri au fost alegeri în Finlanda. Sper că a ieșit totul bine, pașnic, minunat și tot așa, Acolo. jumate din planetă o să aibă alegerea anul ăsta, inclusiv în România și în Republica Moldova prezidențiale avem. Știi Dar ce se deja întâmplă? au acceptat că domnul dictatorul va fi, că el trebuie după lege să aibă vreo 300 de mii de vot, scheletri și că când s-au găsit, dar au fost scris că au fost foarte multe încălcări, că își lua scheleturile acestea singure comisia care o stat acolo, adică participanți de comisie și asta este încălcarea drepturilor. Dar deja și ne-a să caute, dacă, cum și la Belarus. La Belarus Lukashenko permanent, el câștigă. Vrei, nu vrei. Nimeni nu o să recunoască alegerile astea și nimeni nu-și face iluzii că Putin o să-și deseneze orice rezultat o să vrea. El o să accepte numai pe cine dorește el ca contracandidat, cum a făcut și Lukashenko. Deci acelea nu sunt alegeri, e bătaie de joc, e un circ, un spectacol. Pe Navalny, dacă îl ții minte, noi când îl susținem acolo cu castrule, cu nu știu și cu farfurii, apoi ea că o dus tot mai la nordul nordilor, nici nu știu cum se Severul Polus, nici nu știu cum se Da, la numește în cercul română. polar, nu-i chiar la polul nord, dar e la cercul polar. E
cea mai America îndepărtată colonie de... exagerează că noutăți, clar lucru, că ei au zis că la Severul Polu s-a atpravit Navalnyma. Păi Polul Nord Exagerează nici ele nu-i acum. pe sol, Polul Nord e în ocean, Oleg, spre deosebire de Polul Sud, care e pe continent, pe continentul Antarctida. Polul Nord e în apă, e în ocean. Poți să mergi cu spărgătorul de gheață peste Polul Nord. E undeva în mijlocul gheții, nu poți să trăiești acolo, să faci o colonie. Dar Apa da, acolo. dincolo de Cercul Polar, unde e Asta mereu foarte special o frig. luat pe dânsul, o transmis acolo ca să nu și eu mitinguri prin orașe, să nu răzbună lumea și nu-i și provoacă, ca când și tare departe și numai cu urși să se Da, de șculupi. câteva zile l-au băgat iar în carceră, că nu s-a prezentat, că nu s-a trezit, că nu s-a sculat, că nu știu ce. Am inventat un pretext și dacă nu-s destul de inumane, de greu de suportat condițiile în care trăiește, el l-au băgat și în carceră. I-a dat cu Ieri, gheață. oficial, canalul rusesc a anunțat că ei au luat evidență ca când asupra oraș, satul Tabaka, Tabakova, în Ucraina, care lângă, căroce, acolo merge Harkov, lângă vama Rusiei. Și eu zic că ei deja acolo sunt stăpâni, dar Ucraina zice că acolo numai 34 de oameni locuitori de sat sunt și satul este nu este luat de dânșii și nu confirmă această informație că e luat satul de dânșii, dar Și chiar dacă ar la confirma, îți dai seama ce jalnic, ce penibil, după 2 ani de război să te lauzi că ai mai câștigat o casă, când ai aproape jumate de milion de persoane moarte și rănite. Asta ce fel de randament, asta ce fel de armată, e sinistru, e bătaie de joc și pentru conducerea acelei țări și pentru populație care tolerează o astfel de atitudine, un măcel. Dar e Dar am luat. revoltător și pentru statele aliate care s-au angajat să apere integritatea, libertatea, independența Ucrainei și acum, iată, ezită, se codesc, șovăiesc, se transmit armament, bani, ajutoare, iată, fac și proteste, să nu permită circulației refugiaților, grânelor, mărfurilor ucrainene și tot așa. Pare rău pentru lumea liberă care nu-și dă seama cât de grav e și ce consecințe poate să aibă căderea Ucrainei. Nu de mult tot am ascultat un anunț de la președintele Europarlament care a zis că dictatorul are de gând să facă lupta și război în țara noastră. Și asta e oficial, o confirmat chiar și Casa Albă de la America. Crede-mă, Federația Rusă ar fi intrat în Republica Moldova a doua zi după ce ocupa Ucraina. Dar cum s-au împotmolit la Herson și la Da. Odessa și n-au mai putut să se treacă dincoace, acum au rămas în partea cealaltă de Dnipru, am rămas liberi. Deci totul datorăm armatei brave, extraordinare, a Ucrainei, nu armatei moldovenești, nu armatei României, nu NATO, nu Maia Sandu, totul îi datorăm curajului armatei ucrainene. Dar tu știi, eu am visat jumătate de lună trecute, așa un vis neplăcut, că ca când avioane de la ruși au venit la noi pe pământul nostru și noi tot să uitam și așa o frică m-a apucat și m-am trezit cu așa o bătăie de inimă că am zis, Doamne ferește, încât n-ar trebui război la noi în țară. Chiar nu vreau, dar tare mă tem să nu și, tare mă tem. Mă tem, știi de ce? Că rușii când a vedea că ei nu pot lua pe Ucraina, ei să iei țara noastră, a să o provoacă prin Transnistria, ca întotdeauna, și a să zică că ei apără Transnistria și a să intre la noi în țară, și apoi, pe urmă, atunci va fi înconjurată Ucraina. Și atunci eu mă gândesc că au mai multe posibilități a lua Ucraina din motivul că deja armele și din cer că a să o împușcă Oleg, tu prin poate nu ți-ai minte cum arată harta când vedeai ultima oară, ai fi ținut minte că Moldova are în spate România,
Așa. și e înconjurată de Ucraina. Deci n-are cum Da. Rusia să ajungă aici cât timp n-a reușit să ia Hersonul și Odessa. N-are cum Așa. să ajungă în Moldova. De Suntem Doamne, eu tare între mă rog să Ucraina și nu. România. Rusia încă e departe, la câteva sute de kilometri dincolo de Dnipru. Noi Poate să ne încă să vrem. bombardeze, da, poate să trimită rachete să ajungă la noi și să ne bombardeze, să facă distrugere. Asta poate. Cum a demonstrat și în Ucraina, a distrus inclusiv în Zakarpattia, la, nu știu dacă la Cernăuți a bombardat ceva, dar în Da. Ivano-Frankovsk, în toată Ucraina a bombardat. Nu mai zic la Odessa, aici lângă noi s-auzea acolo, la Palanca s-auzeau exploziile de la Odessa. Și eu vreau să mă adresez la moldovenii noștri. Știu și mă uit foarte mult noutăți când o provoacă, că vor cu Rusia, că vor cu nu știu cine. Noi oameni buni, dar chiar nu vii jeli de casa voastră unde voi acum locuiți, a venit Ghegheavanie la voi, așa o spunem, și credeți că voi, moldovenii, i-am duceți voi la Rusia și ați vedeți cum ei sărăt de voi și vă cacă pe voi, pe moldovenii. Și spun niște căcaturi de voi că la poliție ajungeți ca să vedeți cu ce ură ei să atârnă pe voi. Cum voi vă gândiți? Care dragostea să aibă de pământul vostru un Ghegheavani de la Sibiria? El când a venit la voi în 47, când au fost represați mulți de la noi, tare vă iubie pe voi? Ia nu uitați la 1911. Chiar și România au suferit din partea armata rusească când luau și o represau la Sibiria. Și voi spuneți-ne, la cine voi vă gândiți? Eu nu știu. Până Uniunea Sovietică nu va fi. Nici cum. Ia că așa de tare vă iubește Rusia că vă dă gaz acum cu 30 de lei de cupă. Spuneți că asta e Moldova gaz va face așa preț. Nu mai este. Dacă de la Rusia nu-i să vă facă mai mult preț la gaz, nu-i să vă dă așa cum e. Ia uite la Transnistria, că ei țin cu rușe. Voi și nu vedeți că e permanent în cu mâna și rute? Bala ruși, bala moldoveni. Bala ruși, bala moldoveni. Ei n-au niciun statut. Și țara îi zice Rusia că noi o susținem Transnistria. Noi vine fa... Cacătă, miratvorți, cum în limba română se numește? Pacificatori. Da, pacificatorii, i-au pus pe dragi ăștia la noi pe vamă și i pacificatori, dar cei că datoriile de gaz, dacă Moldova n-a vrea și a plăti sau a ține contract cu Transnistria, repede Rusia n-a dat, n-a dat lor. Ei au făcut Transnistria, au făcut banii lor. Du-te cu banii ăștia la Rusia. Ei se râd de rublele ăștia care au făcut Transnistria. Nu recunosc. Nu schimb cu banii ăștia la Tiraspol când am fost eu. Numai acolo și poți tu la Transnistria să cumperi. Dar dacă vrei să ieși peste hotar, adică Moldova să o poate peste hotar de amul, ei trebuie să schimbă sau în dolari sau în euro, dar nicicum în rublă rusească nu se schimbă. Nu primesc. Și iacă, voi aveți un exemplu de peste hotare. De ce voi nu vă învățați și tot vreți să și spăliți tot de și leuca a lui Ghegheavani cu care ați fost spăliți atunci când ați fost tare susținuți la Transnistria. Eu sunt drept, Oleg, sau nu? Da, de acord, Oleg. Vreau să-ți aduc aminte cum își bătea joc și făcea mișto de Dodon Putin când acela era în vizită pe la Moscova. Nu doar din 9 mai, era singurul șef de stat care stătea lângă Putin. Ceilalți, gata, îl evitau de mulți ani. Și îl întrebau nu știu ce chestii și Putin zice, întrebați-l pe Dodon în doi perști, ca pe, întrebați-l pe paznicul meu, întrebați-l pe șoferul meu, ceva de felul ăsta. Atâta dispreț avea el pentru Moldova. Și cu toate astea, Dodon se ducea în fiecare săptămână la Moscova. Da, tot poate să duce la Moscova, dar noi nu știm și face el ghinii la Moldova, că noi n-am simțit taista ghinile. Noi am văzut numai una, că au venit Maia Sandu, înseamnă orașenii noștri, sătenii noștri, nu au recunoscut ca pe președinții pe Dodon. Cum n-a vrea el. Iacă eu chiar am vrut să-ți întreb, Oleg, dar Renat ultima vreme o susținut
dacă eu nu mă greșesc, pe Maia Sandu. Și chiar au rugat pe toți ca să-i dea voturile care vor pentru dânsul, să-i dea lui Maia Sandu. Dar acum el pe cine susține? Că am înțeles că el din nou a venit în politică, nu știi? Te referi la Renato Usatăi? Da, la meu mecenator. Nu știu, Oleg, anul ăsta la toamnă o să fie alegeri prezidențiale și o să vedem. Probabil Usatăi o să candideze iară, dar... Nu, dar pe el pe cine susține? Că dacă el Deocamdată susține... susține partidul lui, dacă are candidații lui Nu, la dacă cine alegerile el locale, vrea... susține partidul lui și poate că o să Bine. candideze și el. Deja în Nu, turul dar... 2 o să vedem, dar cel mai probabil o să câștige Maia Sandu. Nu văd Eu niciun am contracandidat vedere serios. altceva. El, dacă vrea, de pildă, să pui figura lui pe masă de politică, apoi el, acum, că înainte el susține și a vrut să aibă legături cu Rusia, acum el a să tragă țara noastră înspre Europa sau înspre Rusia. Asta ne interesa. Nu O știi să-l vedem. politica. O să vedem în campania electorală. La alegerile locale nu se prea vorbea despre geopolitică, Rusia, Europa. Se vorbea despre drumuri, fântâni, canalizare și tot așa. Și trebuie la țară, la alegeri locale. Dar voi înțelegeți că țara noastră e foarte mică și noi cândva totuși trebuie să acceptăm sau cu Europa sau cu Ghegheavane, dar trebuie Păi să-l iată, Maia Sandu rezolvăm. propune cu ocazia alegerilor prezidențiale și un referendum ca majoritatea populației să decidă dacă mergem sau nu cu Uniunea Europeană, pentru că suntem deja candidați, începem acum negocierile, dar trebuie să avem dovadă că populația, în mare parte, vrea să aderăm la Uniunea Europeană. Cum spun sondajele, dar să vedem ce o să zică Pur și un simplu, referendum. dacă Renat a susține Rusia, eu primul care escalesc împotriva Renat, al lui Renat. Eu nu vreau cu Ghegheavane. Nu vreau și nu mă puniți, puteți să ne aduceți sași de aur, eu nu susțin pe Renat. Deloc nu o susțin. Și dacă mai ai acum, pașaportul dacă... valabil, o să ai ocazia să votezi atunci în toamnă și la referendum și la alegeri. Dacă mă aude cineva de la partidul lui, vă rog frumos, rugați pe Renat, lasă să susție pe țara noastră, lasă să nu vrei să ducă la Europa, dar să nu spui că el vrea să ducă unirea unirea, oarecare legătura cu Rusia. Oarecare legătura cu Rusia aduce numai război, violență, agresie și tot rău care poate și numai din Rusia. Și noi nu dorim aceasta. Mie ne-a plăcut foarte mult că Maia Sandu a scălit un document oficial cu Ucraina, adică despre securitatea o criminalnim delam, oni budut abmenivatsa vot etimi vot dokumentami, esi prestupnikami, esi budut lovit v Ukraini. Posibil, cum colaborare în cercetare penală. Da, dar da, a fost totuși un incident ciudat zilele astea la Chișinău, s-a aflat că SISU, Serviciul de Informație și Securitate, fila monitoriza niște diplomați ucraineni de la Chișinău și se pare că ești un mini-scandal, dar nu prea s-a făcut scandal pe tema asta. Dar ce rău dacă o diplomat ucrainien păi, o ori suntem asistat? Prieteni, ori ne suspectăm și ne monitorizăm de diplomații. Eu cred că țara noastră e foarte mică. Cât noi nu avem, cât de mic, cât de mare nu aș avea armata noastră. Ostași, noi suntem săraci. Noi suntem foarte săraci. Noi n-avem nici, noi n-am avut cu ce să-i ajutăm la Ucraina nici cu un BTR, fiindcă toate mașinile noastre nu lucrează. Eu când am fost la tabăra militară, pe noi învățau cum să aruncăm granate, cum să îmblăm pe la BTR, intram acolo, ieșim prin tancurile astea, dar toate sfărămate. Fără nicio, eu vă confirm că cât noi sărim prin acolo și închișăm în trecut o leacă de vreme de atunci și eu am făcut pregătire premilitare, adevărat, în timpul sovietic, dar au trecut o leacă de vreme de atunci și armata moldovenească deja începe să fie dotată, deja primește ajutare acum din Asta Europa, eu știu. De la americani. Nu, dar pe atunci când s-a început război, nu mă gândesc că dacă singur Maia Sandu a zis că n-avem cu ce să-i ajutăm.
cât Au la noi cerut tot migurile cele explicat. care stau la sol, măcar ca piese de rezervă, și au ezitat, s-au temut să le dea, probabil ca să nu înfurie Da, Rusia. Dar chiar nu așa. neg că poate pe ascuns, fără ca să facă declarații, le-au dat. De ce? Decât să stea să ruginească acolo, mai bine să le folosească la reparat migurile ucrainene. Vedeți, dar dacă ei și singuri nu au fost asigurați, eu știu că poleacă au ajutat SUA pentru țara noastră cu niște armele, așa am auzit, un an trecut ceva au schimbat, au adus tehnică nouă, dar oricum noi nu vreau să avem probleme chiar cu nimeni, nici un război, fiindcă noi suntem slabi și trebuie să recunoști, Oleg, asta. Cât de Da, multă într-un oameni eventual război n-am rezistat să ne batem cu niciun vecin. Toți tu în jurul uite. nostru sunt mari, puternici. Vedem cât de Eu. puternică e armata ucraineană, acum e considerată a patra putere militară a Europei, după Franța, Marea Britanie Da, și... iată, chiar și Europa nu vrea să-i ajute la Ucraina acum și ei oricum, ei nu spun, dar America zice că confirmă că câte o leacă, câte o leacă, ta Ucraina dicează, adică pierde câte o leacă, adică e Da, pierde problemă foarte dacă mulți nu-i ajută. ostași, pierde echipament, a pierdut iată și un sat după îndelungi lupte, dar e mult până departe. Până acum Federația Rusă n-a putut să ocupe măcar cele două regiuni, Donetsk și Lugansk, pentru care luptă din 2014, de aproape 10 ani. Asta-i da. Dar oricum, dar eu au pierdut Lugansk, chiar că n-am ascultat despre asta niciodată, nici Orașul prima Lugansk, dată. da, dar nu toată regiunea. Nu e ocupată toată regiunea Donetsk și Lugansk. Și din Crimeea a plecat flota rusească, pentru că au scufundat câteva corăbii și au zis că da, nu, eu naș. S-au întors Nu. la Sochi, nu știu pe unde. Dar vedeți că Europa tot face nu corect. Ia, vreau să atrag atenție că ei nu vor toate armele să-i dea la Ucraina. Adică nu dau este rachetele care în departe pot să transmită. Dar oricum, cândva, dacă cândva, a să fiu nevoit să fac ceva, fiindcă dracul este de dictator, agresia are mare și când a vede că n-a pierde, începe, el și acum folosește bombele chimice asupra Ucrainei, sau cum se numește asta, Iana, nici nu știu, armele chimice, cu fosfor el se folosește armele de fosfor, care sunt interzise după legea. Și asta e ce zici, că în fața omului acesta nu există nimic sfânt. El, când a nerva, a apăsat o cnopcă acolo unde șede și se cacă și a venit o bombă, măcar o leacă de asta, cum se spune, America spune că dacă el a încercat o bombă de atomă de asta să aruncă peste Ucraina, poate să facă a să aibă probleme cu America deja, da? Până când asta și eu mă gândesc că pierde mulți, mulți oameni din motivul nebuniei acestea Da, și... se pare că lumea civilizată a înțeles că Putin e smintit și e capabil de orice, inclusiv să atace și state NATO. Se vorbește chiar la nivelul NATO, UE, SUA, se vorbește despre un posibil atac în regiunea Suvlachia, acolo ca să ajungă să deschidă un coridor pentru Kaliningrad sau, iată, la granița cu Finlanda, care abia recent a aderat la NATO, sau de ce nu aici în sud, la gurile Dunării, la Izmail, la Reni? Eu Deci mă nu ce e gândesc că posibil el cu n-ar să gândul ducă ăsta? la NATO, fiindcă el acum e foarte, foarte, cum se zice, el are nu numai aici, el și la Siria trebuie să ții puteri și la Africa, el, răul lui a răspândit prin toată planeta. Dar nu vezi că în Adică... Siria sunt destui alți teroriști, chiar azi noapte, azi dimineață au bombardat o bază militară americană și au murit câțiva ostași de la o dronă, de la tot Da. felul de teroriști susținuți de Iran. Deci au aliați, rușii au aliați în persoana Iranului, a Chinei, și așa că nu-i nevoie să fie ei neapărat acolo. Eu vreau să vă zic că tare, om creștin,
Nu trebuie să ții a cuiva parte, sau a Ucrainii, sau a Rusiei, dar există, chiar și la Domnul există legea că este partea vătămată, este partea agresată. Și el tot socoate că violența și agresia oarecare este ненавистна, как сказать, как сказать в румынском, ненавистна ему. Nu știu, cred că nu-i plăcută domnului, nu? Nu-i plăcut, da, și de atâta e normal când omul zice că Rusia nu-i bună, dar Ucraina și dorește biruința la Ucraina. Clar că noi toți, când începem a intra în judecată și a hotărâi, a dori cuiva deci, oarecare biruință sau pierdere, noi deja suntem automat, cum se zice, activ în această ceas, участвуем, cum se numește în limba română, automat, cum se Ne numește? implicăm, participăm. Da, participăm, da, dar oricum, asta e. Am vrut să aduc la vedere că noi oricum trebuie și să trebuim cândva să luăm oarecare alegerea. Adică sau cu Europa sau cu Veghea Vanea. Că dacă noi asamblăm pe la colo în pace, apă ne mănâncă ursul. Precis ne mănâncă, fiindcă Europa tot n-a să vrei să aibă pe noi ca companie, ca pe un coleg care nu este încrezut ce vrea. Total, înțelegeți cum că e, dacă noi astăzi cerem de la Europa, mâini de la Rusia, păi Europa zică la revedere. Dar chiar și Gheorghe Vanea tot n-a să vrea cu noi, dacă noi să vrem cu Europa. El acum a luat, o închis, o socotit pe toți LGBT bolnavi din motivul că acolo au pus interzicerea, tu știi că ei pe dânsul o licuiesc acum. Adică asta înseamnă că așa de multă ură și agresie către Europa au trecut, că ei și pe a lor deja au găsit posibilitatea să agresează chiar și înăuntru pentru a arăta cât de agresori ei sunt și cât de urăsc pe Europa. Nu te gândi că Putin a interzis organizația LGBT din motivul că el avea foarte multe religioase gânduri. Asta din motivul că, în primul rând, că Kiril susține pe dânsul și el a vrut ca când s-au susțin o leacă pe Kiril, prima. Și a doilea, ca să-i scui pe la Europa și să arăt că n-am lansat, n-am așa ce, cum să zice. Adică, indiferent legile voastre de drepturile omului și așa mai departe. Tu mă înțelegi pe mine? Că Da, dar Kiril, Federația dacă... Rusă, când a văzut că riscă să fie dat afară din Consiliul Europei, au zis că dacă și noi ieșim din Consiliul Europei și nu mai recunoaștem CEDO. Cu toate astea, văd că azi sau ieri au continuat să apară decizii la CEDO împotriva Federației Rusă, pentru că au fost depuse cereri încă atunci când Federația Rusă era membră în Consiliul Europei și deci... Știu. Dar încă un caz vreau să vă zic, la noi în Moldova, chiar Oleg nu știu de asta, foarte mulți preoți, așa, nu o socot pe dânsă de preoți deodată vă zic, dar voi o socoateți că eu nu mai aparțin nici la o biserică pământească, nu o recunosc, dar, mă rog, preoți ortodoxi care înainte erau cu Mitropolitul Vladimir, a nostru care susține ca când Moscova, s-au dus cu Mitropolia Basarabiei deja. Și deci ca să se și-o zadirjați, cum se numește în limba română, pentru ca să reție pe, și să nu se ducă de la Mitropolia Rusească la Mitropolia Basarabiei preoții, ei deja pe cei care se învață în institut, contractul dacă înainte costa 10.000 în an, acum costă numai 4.000 de lei. Dar am vorbit chiar cu unul care învață acolo și el mi-a zis mie, știi de ce să duc tăți la Metropolia Basarabiei? De atât că, nu de atât că ei împotriva agresiei care au făcut Putin cu Ucraina, dar împotriva,
pentru aceea că la Mitropolia Basarabiei plătesc lor bani stabil, adică că preotul nu are importanță cât de mic, dar el primește salariul stabil. Dar eu când am fost la Teodora, cum se numește biserica asta, Teodora de la Sicla sau cum corect? Da, așa îmi pare și mie, nu știu care Teodora de la Sicla, da, dar așa apoi, înseamnă. Când am vorbit cu preoți, eu zis că ei n-au niciun venit, n-au niciun salariu. Și chiar eu Că Teodora de la Sicla nu mai este Mitropolia Basarabiei, au fondat altă mitropolie, a Moldovei de Est sau ceva de felul ăsta. Nu, apă înainte au fost Mitropolia Basarabiei. Înainte da, dar îți spun că de vreo câțiva ani, de vreo 4-5 ani, au fondat altă mitropolie. Care mitropolie? Ți-am zis, a Moldovei de Est, cumva se numește. Apa asta e cu Moscova sau nu? Dracu să ia. A, păi, de atâta ce te-am întrebat că... Sunt vreo 7 mitropolii ortodoxe, Ule. Crezi că eu le știu care și cu cine-i? Nu, am crezut că dacă știi așa... Asta lui Vladimir e cu Moscova. Am crezut că tu, dacă știi așa informații, am crezut că știi și după care mitropolie. Nu, sunt prea multe și prea puțin mă interesează, doar eu nu-s credincios. Nu, dar am vrut să zic că din motivul... am vrut pur și simplu să accentuez că din motivul agresiei care a făcut în Ucraina Putin, chiar a fost rascol și în cercovnih krugah, cum se numește limba română? Da, am auzit că mulți preoți trec de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei, dar deocamdată diferența oricum e foarte mare. Câteva sute de biserici, de parohii sunt la Mitropolia prorusă, chiar și la mine în sat, și doar câteva zeci sunt biserici la Mitropolia Basarabiei. Deci 1 la 10, cred că e raportul deocamdată. Și știu că Kiril a zis că asta e lupta, sfâșenă vaina, sfânsâtă, adică că e lupta asta împotriva Antichristului, care este Ucraina. Asta e un anunț. Întotdeauna au explicat și au scuzat orice tâmpenie pe care o făcea guvernul. Da, da, asta e un anunț extraordinar de satanic, extraordinar de diavolic. Eu nici nu știu cum se numesc așa un anunț nebun și tâmpit. Că și dracu s-a nirat de așa un anunț, sincer vă zic. Eu nu știu cum putea să deschidă omul ăsta gura și să spui așa, și în marazm sau ce bătrânesc vine la dânsul nebuneală. În orice caz asta. Oleșnică, eu mă gândesc că noi putem mult să vorbim despre asta, dar am preîntâmpinat că nu vă duceți, nu votați pe cei dragi, ei dragi pentru mine care susțin pe Rusia. Vreți, nu votați pe cei care cu Europa, dar dacă voi auziți cu omul vrea că țara și cu Rusia, fugiți din acolo. Rusia vă duce numai rău a să vă ducă. Noi avem țara noastră și noi trebuie să o iubim pământul nostru, mileagul nostru, cum se zice, care a fost din vechimia nostru, care a apărat Ștefan cel Mare. Sau la români, sau la basarabeni, la noi, adică, e tot una, tot așa la șostaș era. Și noi nu trebuie să ne vindem pentru o bucățică de grâu de la un pământ împuțit de la Rusia și noi luăm o bucățică de grâu și un câr de lacrimi și nevoi și scârbi. Na, ia uitați, cât e de mare Rusia. Dar ia să uitați la peritacile lor, la misiunile lor, adesea pus găvăreat, lasă să vorbească sau primul efir, directul efir. Ia să uitați câți familiile sunt săraci, câți acolo sunt cazuri că nu au construit casa, că nu i-a dat asta, dar e țara e bogată, ei zic că e imperie avută, dar ei n-au grijă de cetățenilor. Dar voi vreți de voi, de moldovanul nostru, de domnul Iona nostru să aibă grijă de adevărat? Nu. Nu și gata. Și aveți grijă să păstrați copiii voștri, că noi moldoveni nu mă putem să și-mi folosiți ca cârpă, adică să ne duc, dacă ne e Ghegevania, să ne ducă la război la Siria și copilul nostru să moară acolo.
pentru a apăra drepturile Agia Gheovanii și a să pupi steagul nou tricolorul nostru moldovenesc, da? Steagul roșesc, roșu a Agia Gheovanii. Vreți asta? Și să stai în fața genunchii, în fața steagul roșu cu secera și ciocanul, aceasta voi vreți? Și deți convins că nici nu rugați pe nimeni să vă întoarceți la vremea și ei care au fost atunci. Oleg, eu sunt corect? De acord. Mulțumesc, Oleg, pentru intervenție, pentru insistență, pentru consecvență. Rămânem la proiectul nostru, revenim poate și săptămâna Da, viitoare. bine, Sperăm da. să avem și vești bune de pe frontul de est. Ucraina peremoje sau razum peremojemo. Eu nu mă gândesc că dacă Europa șade și să aștepte ajutoare să vede și n-a să mai primojăiască. Nu, nu. Trebuie de ajutat la Ucraina. Numai decât. Se bude Ucraina. Da. Noapte Bun, bună. dar dacă n-ai ce adăuga, eu dar zic la revedere la toată lumea și mă bucur că am avut posibilitatea să particip în această misiune.